Noi funcționari publici locali din Dubăsare au depus jurământul funcționarului public. Două tinere au reușit nu doar să-i convingă pe membrii comisiei de concurs, dar și au demonstrat timp de jumătate de an că sunt gata să exercite funcțiile publice de specialist principal pentru elaborarea bugetului și specialist principal pentru prognozarea și administrarea veniturilor în cadrul Direcției Generale Finanțe a Consiliului Raional Dubăsari. Vor solemn să respect Constituția Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Să execut în mod obiectiv și imparțial legile țării. Să îndeplinesc conștiincios obligațiile ce îmi revin în exercitarea funcției publice și să respect normele de conduită profesională. După ce au depus jurământul în fața simbolurilor de stat, în prezența președintelui raionului Dubăsari și a membrilor Comisiei pentru confirmare în funcție publică, tinerelor Marina Gâncu și Tamara Agatiev li s-a conferit gradul de calificare consilier de clasa a treia. Stimați colegi, stimate doamne, eu, în calitatea mea de președinte de raion, vreau să vă aduc cele mai sincere felicitări cu depunerea jurământului. Și desigur că faptul că dumneavoastră de astăzi veți purta această faimă, acest nume de funcționar public în cadrul Consiliului Raional Dubăsari, vă dă dumneavoastră posibilitatea nu numai să vă afirmați în continuu în calitate de funcționari care deservesc cetățenii, care pregătesc note informative, care lucrează pentru cetățenii din Raionul Dubăsari, dar veți avea posibilitatea cu adevărat să vă promovați și în plan profesional, dar și în plan individual, ca colegi în cadrul acestei mari familii de funcționari care activează atât în aparatul președintelui raionului, atât în Direcția Generală Finanță, cât și la general, în toate serviciile, secțiile, direcțiile Consiliului Raional Dubăsari. Chiar dacă autoritățile din Dubăsari au ținut să promoveze tinerii specialiști în aceste funcții, membrii comisiei au fost destul de severi, iar fetele spun că după ce au trecut etapele concursului de selectare, cea mai grea a fost perioada de probă care a urmat. Timp de 6 luni, tinerii specialiști au trebuit să dea dovadă de cunoștințele și abilitățile anunțate în cadrul concursului. Nu a fost așa de ușor. Între aici cam au fost dificultăți, dar sunt mulțumită și mulțumesc foarte mult și la cei care ne-au ajutat pe parcursul acestei jumătate de an, adică în debutanți cât am fost. Perioada prin care am trecut nu a fost ușoară, am întâmpinat mai multe dificultăți în procesul de lucru, dar totuși am trecut cu bine și sper că pe viitor voi obține rezultate mult mai bune și adică ne vom încadra mai bine în procesul de lucru. Potrivit autorităților, în Consiliul Raional Dubăsari activează peste 50 de funcționari publici. Ion Malai, Veaceslav Pistrui, Dubăsari, fiți la curent!